Ghinion pentru atacantul Voican. Jucătorul Petrolului, împrumutat de la Ucluj, a suferit o ruptură de ligamente și a confirmat estimările doctorului Mircea Miu, după ce fotbalistul a efectuat și un remene în țară. Voican va suporta o intervenție chirurgicală și va reveni de-abia în sezonul următor, astfel că el rămâne cu aparițiile neoficiale în tricoul Petrolului. Un înlocuitor pentru Voican poate fi atacantul Matluti, venit astăzi în cantonamentul de la Belek. Francezul a evoluat ultima oară la Lens, în eșalonul secund. Jucătorul îl poate convinge pe răchită în cele două teste pe care Petrolul le va disputa mâine și poimâine cu Pexi și Litex Lovech.